și ați reușit să ajungeți la un consens cu agricultorii, dacă au fost acceptate propunerile lor? Deci uitați-vă, noi am trecut pentru, cred că prima dată așa, într-un mod foarte lucrativ și eficient, peste toate propunerile care au venit din partea agricultorilor. Deci am început, evident, cu începutul. Cahul, de la Consiliul Regional am preluat propunerile și problematica cu care se lovesc și ciocnesc agricultorii din acest raion. Și în mod deosebit este vorba despre cei care au suferit din urma secetei din anul 2023. Și noi am vorbit punctual despre măsurile care au făcut întreprinsere către Guvernul Republicii Moldova în vederea susținerii acestei categorii de persoane, fermieri care se ocupă astăzi în Republica Moldova cu producerea de cereale. Deci, în primul rând vorbim despre acele 500.000 de lei garantate din partea statului și astăzi la orele 4 vin și băncile comerciale și noi urmează să le oferim acest produs și ei trebuie să se expună pentru că noi trebuie să vedem modul în care el va funcționa și vin la orele 4 vin reprezentanții băncilor comerciale și noi vom prezenta ODA, Ministerul Agriculturii și băncile comerciale. Le-am propus și agricultorii tot vor rămâne ca să vadă modul în care va fi aplicat aceste măsuri de 500.000. Evident că este vorba despre cele 50 de milioane care deja este în proces de depunere și la ziua de astăzi, din datele date de doamna Cașalâcă, agricultorul din Republica Moldova, este vorba de 144 de agricultori care deja au depus dosarele pentru a beneficia până în data, după data de 15 de bani prevăzuți de regulament. Mai departe, în ceea ce privește băncile comerciale și regulamentul sau problematica acordării noilor credite, până săptămâna viitoare, băncile comerciale trebuie să informeze care sunt totuși impedimentele cu care se ciocnesc ei în modul de folosire a regulamentului nostru și care ar fi propunerile și care sunt impedimentele lor reale. De cât noi trebuie să primim această informație de la băncile comerciale. Astăzi dimineața am avut o ședință de 2 ore discuții cu ei permanent. Până săptămâna viitoare, băncile comerciale, noi înțelegem că sunt unele probleme, ele trebuie să fie identificate de către cei care aplică regulamentul în practică. Noi suntem interesați în soluționarea problemei și reluarea procesului de creditare a agricultorilor care au nimerit în diferite tipuri de probleme din motive obiective. Vorbim despre neplata la timp din partea cumpărătorilor, vânzătorilor din Republica Moldova cerealelor și multe alte motive. Cunoaștem și războiul, consecințele foarte grave pentru agricultori, în mod deosebit producători de cereale din Republica Moldova. Și în acest considerent am avut și această discuție. În rest, celelalte modalități în ceea ce privește TVA-ul, așa numitul credit garantat din partea statului din jur de 2 milioane de lei, de marți noi vom constitui un grup de lucru, ele necesită modificări de acte legislative, necesită mai mult timp de colaborare și conlucrare și de marți va fi format un grup din Ministerul de Finanțe, reprezentanți agriculturii, economiei, ODA și reprezentanți agricultorilor ca să începem să lucrăm pe fiecare punct. În plus, la toate astea ne-am înțeles să ne așezăm cu toți împreună pe fiecare problematică cu care se ciocnesc, să invităm, este problema în vamă, înseamnă că identificăm problema, invităm, așa cum am lucrat cu toți ceilalți agricultori, atunci când am înființat așa numitele coridoare pentru coridoare verzi pentru producătorii de legume și fructe ușor perisabili la export, așa cum am făcut-o cu producătorii de cereale atunci, exportatori, când era nevoie de mai mulți angajați la ANSA ca să poată să le elibereze certificatul fitosanitar și în final acest certificat fitosanitar, după ce am analizat împreună cu ANSA, au fost anulat în totalitatea sa și multe alte măsuri pe care noi le putem soluționa împreună cu agricultorii și cu agențiile sau cu instituțiile de resort din Republica Moldova, în urma discuției, analizei, modificărilor. Totul se face în interesul național și în interesul agricultorilor din Republica Moldova. Da, agricultorii v-au cerut în scris niște garanții. În ce înseamnă aceste garanții? În scris. Ceea ce promit, scriți undeva. Deci, n-a fost așa ceva. Da. Spuneți-mi, vă rog, din câte înțelegem, urmează să fie constituită o comisie, da? La care vor participa și participa agricultorii, da, sigur. Ați spus dumneavoastră ceva de 2 milioane, vrem să precizăm. Nu, nu, era o propunere din partea lor. Ei vorbesc despre agricultorii mijlocii, care au rulaje foarte mari și pentru dânsi ar fi necesar sume mai mari de bani.
Da. Și deci o să revedeți această... Începem să discutăm, pentru că vine Ministerul de Finanțe, vine ODA, noi vorbim despre mecanisme existente, dar trebuie de văzut, ODA are și până la 7 milioane forme de credite garantate de stat în proporție de 80% pentru agricultori. Și pe această care vreau să vă informez că în ultimii ani, în ultimii 2 ani, ODA a garantat pentru mijloace rulante în proporție de 1 miliard și lei, mijloace rulante ca și finanțe, din care 30% au fost agricultori. Adică avem 316 companii din agricultură care au beneficiat de aceste măsuri de garantare din partea statului. Dar suma aceasta de 500 de mii garantate de stat rămâne așa și timp să solicitați și aici o posibilă măsură? La etapa actuală rămâne în forma actuală. Și din câte înțelegem, regulamentul băncii naționale, da, în ceea ce privește creditarea celor care au câteva probleme de suntem în faza de discuții cu băncile comerciale. Suntem în faza de discuții cu băncile comerciale. Deci întâi băncile comerciale trebuie să vorbească și să spună care sunt problemele. Când ar putea agricultorii să aibă deja un răspuns la toate solicitările pe care le-au făcut? Parcurs, pe măsură în care ele vin, începând cu săptămâna viitoare. Deci dacă vorbim despre agricultorii din Cahul și problematica lor cea mai mare, lipsa de resurse financiare și plata pentru consecințele secetei, este totul în proces deja, nu că când vor avea răspuns. Deci totul este în proces deja. Cum apreciați discuțiile de astăzi? S-a făcut un bune, productive. Bune, productive. Ca de obicei cu agricultorii. În legătură cu motorina din România, spuneți-ne, vă rog, dacă cunoașteți când urmează aceasta să ajungă. Este un proces de analiză în partea română. Господин Буле, еще один вопрос. Не так давно несколько партий потребовали, во-первых, вашей отставки, во-вторых, вот выяснение как раз вот этих всех вопросов и по топливу, и по банковским кредитам. Как вы вообще к этому относитесь? Ну, комментез, декларации или политические. Хорошо. Мультимешио фартамонт.